Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi vom aborda un subiect foarte actual și anume apostazia bisericii, închinarea satanică. Este o temă foarte delicată, dar e foarte importantă în același timp. Împreună cu profesorul Ioan Panican vom parcurge această emisiune. Vă spun din nou, bine ați revenit în emisiunea noastră. Mulțumesc frumos pentru invitație și bun regăsit. După o călătorie îndelungată prin America, ați ajuns din nou la Chicago și aș menționa de la început faptul că la sfârșitul anului trecut, în 2023, am avut părtășia școlii Maranata împreună cu un grup de frați foarte speciali care au călătorit din diferite părți ale Americii, să fim împreună, să ne apropiem de Domnul, să ne încurajăm reciproc și să învățăm din cuvânt. Aș vrea un cuvânt de apreciere și de recunoștință pentru aceste eforturi pe care le depuneți să ajutați credincioșii din America dornici să se apropie tot mai mult de Domnul în aceste zile în care parcă forma aceea de evlavie despre care vorbește Scriptura devine tot mai prezentă în comunitățile noastre. Și este un semn de alarmă pentru că nu e suficient să fim împreună, este important să fim împreună cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. De aceea vrem în această emisiune să vorbim despre modul în care putem să ne îndreptăm, să nu continuăm în această direcție care este foarte, foarte periculoasă. Vă mulțumesc pentru... Și eu mulțumesc că au fost câteva zile cu adevărat mult binecuvântate și m-am bucurat că au participat și copii, și tineri, și oameni maturi și, cum ați spus mai devreme, slujitori veniți din diferite locuri sau părți din America. M-a bucurat foarte mult aprecierea unei persoane mature care, între altele, spunea: oriunde am fi fost în aceste câteva zile de la sfârșitul anului și orice altceva am fi făcut, n-ar fi fost nici pe departe la fel de benefic, la fel de folositor și la fel de odihnitor și de frumos. Și m-a bucurat foarte mult și cuvântul acesta, cumva, de apreciere. Înainte să intrăm în tema noastră, aș mai menționa un aspect, și anume faptul că la acest eveniment am întâlnit oameni cu mărturii deosebite pe care le-am înregistrat și care vor deveni parte dintr-un serial pe care l-am numit, cu ajutorul prietenului și colaboratorului nostru, profesor Ioan Panican, Minunile Domnului. Este un serial care l-am gândit, l-am început mai de mult, însă acum venim cu câteva episoade noi care s-au născut practic la acest eveniment, unde am întâlnit oameni deosebiți cu experiențe extraordinare, minuni reale pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lor. Și aș vrea să creez această stare de interes și pentru cei care doresc să mărturisească public experiențele personale cu Dumnezeu. Am vrea să vă cunoaștem, am vrea să le aducem în fața lumii întregi și să le arătăm oamenilor nu ce am făcut noi, ci ceea ce Dumnezeu face în viața noastră, chiar atunci când este dificil și este greu. Vă mulțumesc și în acest sens. Și eu mulțumesc din toată inima pentru tot efortul pe care îl face el din Chicago pentru a da slavă Domnului, mărturisind ce este de mărturisit, că avem un Dumnezeu care face minuni. Acum vă propun să intrăm în tema noastră și pentru început vă propun să urmărim un material video, o descoperire avută de un creștin în anul 2015, după care vom reveni și vom continua dialogul nostru despre biserica apostată. Căci vremurile s-au scurtat, s-au arătat o învălmășală peste pământ și pacea s-a luat. În schimb, e plin de frică, de groază peste tot. Și în toată învălmășala aceasta și în toate lucrurile acestea care se petreceau, erau puse și pregătite să se dea lumii întregi anumite legi care nu ne va mai lăsa să ne adunăm aici. Așa cum stăm acum seara aici și Domnul spunea: adunați un de lemn
căci acum este și se poate. Aș vrea să mai spun o vedenie care am avut-o ceva mai de mult și am mai spus-o la unii frați și m-au îndemnat și să o spun, dar nu numai frații m-au îndemnat, m-au îndemnat Domnul, mereu presează asupra mea și vreau să o spun înaintea dumneavoastră. Era pământul întunecat, iar la orizontul lui, pe cercul lui, a apărut o luminiță foarte mică. Și venea spre mine luminița și cum venea, creștea și la anumită distanță m-am dat seama că e o ființă. Și venind spre mine și crescând, m-am dat seama că e o mireasă și strălucea. Și apropiindu-se de mine, am văzut de fapt că rochia ei de mireasă nu era albă, așa cum trebuia să fie, ci era pătată cu pete mari roșii. Dar de străluci, strălucea. Apropiindu-se mai mult de mine, am văzut că avea și podoabe, dar erau podoabe false, nu erau originale. Și venind chiar aproape de mine, am văzut pe pieptul ei, așa avea agățat, așa ca o tablă, să zic eu, așa ca ceva, pe care scria Biserica Apostată. În urma ei, pe unde trecea, avea un șlaier așa lung, o trenă foarte lungă. Rămânea numai scrum, tot era uscat, nu mai era viață, nimic, ca și cum să ne putem imagina după o bombă atomică. Și venea și era așteptată într-un stadion, dar eu așa stadion n-am văzut de când sunt de mare. Și intrând acolo în stadionul acesta, era plin, tribunele toate erau pline și lojele, cum le spuneam noi și spunem lojele pe românește, deci în față, locurile care se vedeau, se vede cel mai bine, lojele erau, am putut să văd, să mi se facă de cunoscut, că nu-i cunoșteam, că erau frați din conducerea poporului nostru, deci de pocăiți. Și când a venit mireasa aceasta și a intrat în tribună, în scena asta care era în mijlocul terenului de acolo, toți s-au ridicat în picioare și au început să o aplaude și s-a început să se cânte cântările noi care invadează bisericile noastre, care li se mai spune și cântări de laudă și închinare sau cântările stil Hillsong, care se cântă foarte mult și la noi tinerii le îndrăgesc. Când toți s-au ridicat în picioare și aplaudau și se cânta, câțiva foarte puțini sus, îmbrăcați în haine albe, au dispărut, au fugit. Atât a fost vedenia, dar eu nu am înțeles chiar așa de mult și chiar dacă am înțeles, nu știam cum să abordez lucrurile și ce să spun, decât să spun vedenia și mulți nu înțelegeau nimic. Și m-a rugat Domnului și am stat de vorbă și cu oameni care cântau cântările astea. Și îi vedeam, erau cercetați și mi-au spus ei că ei când cântă simt așa o cercetare deosebită. Și m-a rugat Domnul și am întrebat pe Domnul și Domnul a spus într-adevăr că sunt cercetați, dar de un duh străin. Toți cei care acceptă închinarea în felul acesta, prin cântările acestea, se leapădă de mine, mă scoate pe mine afară din lucrare, din bisericile în care se acceptă lucrarea aceasta. Am vrut să spun pentru că văd că sunt unii și tineri și mai în vârstă care nu știu, nu cunosc cântările acestea și nu știu de unde vin și ce-s cu ele. Și am mai vrut să spun pentru că văd că lucrarea aceasta intră tot mai mult în biserica, chiar în biserica noastră. Cine are urechi să audă, spune Dumnezeu. Amin. Așa de vă cum ați auzit, acea frază, Biserica Apostată, trebuie clarificată. Și mă bucur că avem împreună cu noi pe profesor Ioan Panican, care ne poate ajuta să înțelegem ce înseamnă, de fapt, Biserica Apostată. Da, mai întâi să facem câteva foarte importante precizări. Dezbaterea noastră sau emisiunea noastră nu înseamnă o teologie opozantă. Este un război, cum spuneați mai devreme,
pe viață și pe moarte pentru sufletele oamenilor, cu consecințe vremelnice, deci pentru viața pământească și pentru viața veșnică. Ați vorbit despre o formă de evlavie și Biblia adaugă, dar tăgăduindu-i puterea. Și nu trebuie să pară nimănui titlul temei ca fiind deplasat, exagerat, aspru sau dur. Biblia vorbește despre închinarea la draci din vremuri străvechi în Cartea Deuteronom. Ni se spune despre biserici, sinagoge ale satanei, și Domnul Iisus într-o împrejurare l-a numit pe unul din ucenici, satană. Gândurile tale nu sunt gânduri ale lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, câteva săptămâni în urmă, arhiepiscopul acesta renumit Carlo Maria de Vigano l-a numit pe actualul papă și pe acolisii lui, în urma hotărârilor emise de Vatican câteva luni în urmă, slujitorii satanei. Iar fostul președinte Trump i-a numit pe pedofilii care conduc lumea cabala satanică. Tot așa câteva zile în urmă la Washington a fost un marș pro-life și unul din liderii marșului a spus despre cei care îi dau înainte cu războiul climatic, încălzirea climatică și cu amprenta de carbon și care insistă să se oprească nașterea de copii, că sunt mai degrabă slujitorii satanei și nu slujitorii lui Dumnezeu, și a adăugat că Dumnezeu iubește amprenta fiecărui bebeluș și așa mai departe. Suntem în biserică, ne închinăm într-un fel sau într-altul, uneori ridicăm mâinile, ne mai și legănăm într-o parte sau într-alt, și în spate fel și fel de probleme, una mai serioasă decât cealaltă, și droguri și alcool și depresii, deprimări și divorțuri și avorturi, copii prin închisori și câte și mai câte. Deci nu este o teologie opozantă, ci dimpotrivă ne facem datorie în acest război teribil pe viață și pe moarte pentru sufletele oamenilor. Sunt diferite grupări care zic apărătorii credinței și biruitorii credinței, care în realitate sunt demolatorii credinței. Și nu vorbim doar despre cultura creștină, americană sau occidentală, că vorbim despre România, despre bisericile din România, bisericile românești de aici și așa mai departe. Și vorbim despre ceea ce se întâmplă în lume întreagă. Fel și fel de manifestări care nu întăresc credința, deci împotriva, așa cum ați auzit, lasă în urmă pârjol. Biblia spune foarte clar și m-aș bucura foarte mult dacă toți slujitorii bisericii ar fi nu doar slujitorii bisericii, ci adevărat slujitorii Domnului, ar lua seama la această extrem de importantă avertizare. 1. Să nu vă potriviți chipului veacului acestui. Și 2. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Ori chipul veacului acestuia a pătruns tot mai mult în ultimii ani în tot ceea ce înseamnă biserică și închinare. Și în mesaje, și în felul în care sunt prezentate mesajele, și în laudă și închinare și așa mai departe. Ce înseamnă apostazie? Biserica apostată înseamnă biserică lepădată. Ce înseamnă apostazia bisericii? Spune în 2 Tesaloniceni, capitolul al 2-lea, versetul cu numărul 3, ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Cuvântul în limba greacă este apisteo. Pisteo înseamnă credință, apisteo înseamnă fără credință. O persoană apostată
este o persoană care renunță la anumite convingeri religioase, în cazul nostru, un anumit set de valori, o anumită formă de manifestare a credinței și își însușește un alt set de valori. Deci, se identifică cu un alt set de valori și mai mult decât atât, despre setul de valori inițial are numai cuvinte de condamnare, de denigrare, de defăimare, de condamnare. Deci nu doar că renunțăm la ca să ne însușim un nou set de valori și forme de manifestare, dar neapărat le detestăm și le condamnăm pe cele inițiale. Asta înseamnă apostazia bisericii și asta înseamnă o persoană apostată sau apostazie cu caracter general. Este grav, pentru că trăim această formă de evlavie fără să fim conștienți de pericolul în care suntem. Și aș vrea să menționez faptul că Dan Bercean de la Radio Unison Zalău are câteva analize ample și tăioase cu privire la subiectul dezbătut astăzi de noi. Ce părere aveți despre ceea ce, cu privire la ceea ce spune el în analiza lui? Da, Dan Bercean, un luptător între luptători, un iubitor al adevărului și un mărturisitor al adevărului în mod foarte energic și convingător, a fost vreme de 25 de ani coordonatorul Radio Unison Zalău. Radio Unison Zalău, care în toți acești 25 de ani a devenit tot mai apreciat, tot mai prețuit și tot mai frecventat de creștini din România și din afara României. Dumnealui vine, cum spunem noi, din lume și când s-a întors la Dumnezeu era un mare consumator de muzică rock. Deci știe bine ce spune. De un an de zile a fost înlăturat de la Radio Unison Zalău, tocmai datorită faptului că era din cale afară de atent și de intransigent. Cu fiecare program pe care Radio Unison îl difuza, am în vedere și mesajele și interviurile și muzica difuzat. Pentru că nu vroia pentru nimic în lume să facă vreun compromis cu tot ceea ce înseamnă emisiunile Radio Unison, a fost înlăturat. I-am spus și dumnealui în mai multe rânduri că este foarte important să facem ceea ce facem, să spunem ceea ce spunem, dar să fim foarte atenți și să ne ferim, să nu fie o atitudine de înverșunare sau, cum se spunea în vremea comunistului, de mânie proletară, ci să fie, fără îndoială, o mânie, dar nu proletară, ci o mânie sfântă, o mânie duhovnicească. Duhul care a fost peste Ilie, un mare luptător, Duhul care a fost peste Ioan Botezătorul, un alt mare luptător, peste Domnul Iisus, și peste ucenicii adevărați ai Domnului Iisus de-a lungul veacurilor și de-a lungul miilor de ani, nu doar aici și acolo în lume, ci și în România deopotrivă. N-ar trebui să pară nimănui cumva atitudinea Domnului ca fiind exagerată, ci dimpotrivă. În 1 Corinteni, în capitolul 13, Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, ne lasă imnul dragostei, un fel de rezumat al predicii de pe munte. Dar tot în 1 Corinteni, în capitolul 16, cel din urmă, în versetul cu numărul 22, el spune așa: dacă nu iubește cineva pe Hristos Iisus, să fie anatema, adică blestemat și desfârșit de Dumnezeu pentru vecii vecilor. Ori noi avem în biserici foarte mulți slujitori care nu-L iubesc cu adevărat pe Domnul Iisus, se iubesc pe ei, se promovează pe ei, își promovează interesele, mesajele, promovează fel și fel de grupuri de interese și se pricep din care afară de bine să manipuleze
lucrurile oamenii și anumite categorii de oameni. Adică se poartă în biserică și cu biserica ca și când ar fi pe propria moșie. Și tot Apostolul Pavel, când le scrie celor din Galatia, spune în Galateni, capitolul al 15-lea, versetul 12, schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Mai fac o dată această foarte importantă precizare. Nu este o teologie opozantă ceea ce spunem și facem noi astăzi în locul acesta, ci este mărturia unui adevăr care trebuie neapărat mărturisit cu o mare durere în inimă și cu o mare dragoste, o dragoste care vrea neapărat binele tuturor. Este o mare durere pentru că este un război teribil care nu se duce doar în afara bisericii, ci în biserică și prin biserică, pe viață și pe moarte pentru sufletele oamenilor. Biblia spune clar și lămurit să nu ne potrivim chipului culturii, valorilor, a lumii acesteia, a veacului acestuia, și mai spune că nu putem sluji la doi stăpâni, nu putem sluji și lui Dumnezeu și mamonii. Mai mulți ani în urmă eram într-o biserică la Zalău și după slujba duminică seara am stat la un sfat cu tinerii din biserica respectivă. Și unul din tineri mi-a spus că peste câteva zile urma să fie un concert creștin la Cluj, în Casa Studenților, că vine un cântăreț renumit din America. Și eu i-am întrebat dintr-o dată, voi vă duceți după Satana? Și ei foarte mirați, cum Satana, că este un concert creștin și vine un cântăreț creștin renumit în America și în lumea întreagă. Și le-am spus așa, Satana se poate preface foarte ușor în înger de lumină. Voi să nu credeți ce spun eu cu ușurință, dar nici să nu respingeți. Rugați-vă și să vă spună Domnul dacă ce vă spun eu acum este adevărat sau nu. Acum fac o paranteză. Eu am cântat tot ce înseamnă muzică rock și derivatele ei în tinerețe. Am avut mai multe grupuri de rock și de hard rock și de psihedelic, am și compus și știu foarte bine ceea ce înseamnă. Nu trebuie să ai nu știu ce maturitate spirituală și nu știu ce studii teologice înalt ca să realizezi pur și simplu că cineva presupus cântăresc creștin într-o sală, luminile în sală sunt stinse, sunt doar reflectoare pe scenă, mai avem și stroboscop, mai dăm drumul și la nu știu ce fum pe scenă, suntem îmbrăcați în costume din trasea care impresionează cu nu știu ce strălucire artificială că Elvis Presley, nu e nevoie de nu știu ce știință înaltă ca să realizezi că aici nu poate fi nici pe departe nici concert creștin, nici cântăreț creștin și nici slava lui Dumnezeu. Tinerii au ascultat ce le-am spus, s-au dus la concert la Casa de Cultură a studenților din Cluj și la un moment dat unul dintre ei s-a rugat în timpul concertului și a zis, Doamne, dacă este adevărat ce ne-a spus fratele Panican, că aici nu ești tu, ci este Satana, te rog, dă-mi chiar acum un semn și voi crede. A zis amin și în secunda în care a zis amin, s-a luat curentul. A fost întuneric, beznă în sală. Mă rog, au intrat oamenii într-o agitație, după câteva minute s-a rezolvat cu curentul și ăsta le-a zis celorlalți, m-am rugat, am primit semn din partea Domnului, voi dacă vreți să mai rămâneți bine, dacă nu, eu am plecat. Și au plecat toți împreună cu el. Același cântăresc peste câteva zile se duce la București și susține un concert creștin cu ghilimele de rigoare într-o biserică baptistă mare. Vin la concert pastori din toate confesiunile, din toate bisericile de București, și se duce și unul prezbiter pe care îl cunosc foarte bine de la Brașov și îmi spune cu o mare bucurie că se pregătește să plece la București la concertul cu tare și îi spune același loc, păi dumneata om în toată firea și te duci după Satan. El a fost foarte, foarte, foarte șocat să audă un astfel de cuvânt. I-am spus și lui, roagă-te
și lasă-l pe Domnul să-ți arate în chip lămurit despre ce este vor. S-a întors de la concert și mi-a spus, în viața mea n-am văzut un om care să aibă un duh mai clar și mai puternic de manipulare ca omul acel. Un alt cuvânt foarte important. Intram în într-o biserică, într-un oraș în România, împreună cu pastorul și aud muzică dintre asta lumească, gălăgie mare. Și îl întreb pe pastor, aveți un restaurant aici lângă biserică? Dar de ce întrebi? Păi aud o muzică firească și lumească, o gălăgie mare. Nu zice, sunt tinerii, repetă în biserică. Am intrat în biserică, în fața amvonului era un set dintre ăsta de tobe, cum se zice, și după aceea cu toate chitările și cu tot pianul și cu o gălăgie maximă cu putință. Și l-am întrebat, dar cum te permiți dumneata să se întâmple în biserică așa ceva? Și nota bene, asta era vreo 20 și ceva ani în urmă. Și dumnealui cu o candoare extraordinar îmi zice, păi dacă nu-i las, se duc la discotecă. Și eu foarte mirat îi zic, și atunci ai hotărât mai degrabă să aduci discoteca în biserică? Lasă-i să se ducă la discotecă până le crapă pipot. Și când ori înțelege că acolo este pierzarea veșnică, o să se întoarcă spășit și cu toată inima o să caute fața Domnului știind că doar această cale mântuiește sau împlinește și în viața de pe pământ, și în viața de pe pământ, și în viața veșnică. Aș vrea să vă propun să urmărim câteva clipuri pe care le-am pregătit, după care vom reveni și vom continua discuția noastră.
în America cele mai multe biserici merg exact pe drumul acesta. Nu vorbesc despre bisericile americane, vorbesc despre bisericile românești. Și foarte important de văzut, cine sunt fondatorii curentului acestuia Hillsong? Mai este un alt curent care a pornit din California și așa mai departe. Și ce opțiuni și din punctul de vedere era al trăirilor sexuale au ei și preferințe din trase deviante și câte și mai câte. Mi-a trimis ultimul clip pe care l-ați văzut și îmi spunea în mesaj noua normalitate. Iar eu i-am răspuns, nu este noua normalitate pentru că este noua turbalitate. Și încă o dată zic, nu trebuie să fie cineva mare expert nici în chestiuni teologice și nici în muzic. Cel din tâi clip cu cântăreții aceia americani este de vreo 20 de ani în urmă. Vă puteți da seama ce se întâmplă astăzi la așa numitele concerte creștine americane, chiar și cu curentul ăsta Bill și Gloria Gaithers, care la început a pornit bine și foarte bine și care de-a lungul timpului încet încet s-a tot degradat și a tot degenerat. Și sunt concerte care sunt nici mai mult, nici mai puțin decât chipul veacului acestuia. Când și cum a apărut acest curent teribil în biserică și în afara bisericii, mai sunt odată prin așa numitele concerte creștine. Vreo 50 de ani în urmă aici în America, iar în România cu precădere după decembrie 89, adică din 90 încoace. Muzica gospel în America este pe locul 3 la vânzări. Și oamenii și așa au dat seama, aici este un loc foarte bun pentru noi să producem albume peste albume și să câștigăm bani cu nemiluit. În 1 Timotei, capitolul al 4-lea, versetele 1 și 2, cuvântul Domnului spune așa. Duhul spune lămurit că în vremurile de pe urmă unii se vor lepăda de credință. Și asta este o durere mare, dar vine ceva încă mai grozav, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Deci renunțăm la anumite convingeri ca să aderăm la un alt set de convingeri și de manifestări și mai spun o dată, detestând și condamnând în termeni foarte duri așa zisa cărare de odinioară sau cel din tâi set de valori. Mai este un alt cuvânt foarte important în Ieremia, în capitolul al 10-lea, versetul cu numărul 21, zice, păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul, pentru aceea n-au propășit și li se risipesc toate turmele. Un cuvânt extrem de important. Deci, s-au prostit, n-au căutat pe Domnul, de aceea, în consecință, li se risipesc toate turmele. Noi, români fiind în România sau aici în America, n-am luat seama la această teroare, la faptul că 90% din tinerii care se nasc în familii creștine în America și frecventează bisericile americane în copilărie și în adolescență, când ajung la maturitate, părăsesc biserica și nu se mai întorc în biserică niciodată. De altă parte, sunt biserici în America care se închid în fiecare zi și an după an alte sute și alte mii de biserici se închid. Și una din cauze este și această, așa zisă, închinare după chipul veacului acestuia. Deci cred că asta este cauza
n-am vegheat la tot cuvântul Domnului care ne avertizează cu o foarte mare seriozitate, am lepădat credința ca să ne lipim de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, că mai spun o dată, nu doar muzica, ci și felul în care sunt mesajele prezentate și cei care prezintă mesajele, felul în care prezintă mesajele. Umblă pe lângă amvon sau desfințează amvoanele, nu sunt decât niște scene și aleargă dintr-o parte într-altul și de alta și fac fel și fel de gesturi, parcă ar fi mai degrabă la teatru sau la circ și câte și mai câte. Vă propun să luăm o scurtă pauză, după care vom reveni și vom continua discuția noastră legată de această temă foarte, foarte importantă, Biserica Apostată. Rămâneți cu noi, revenim în scurt timp. Am revenit în studio. Astăzi, împreună cu profesorul Ioan Panican, ne concentrăm la o temă actuală, Biserica Apostată, și vă propunem să meditați împreună cu noi la acest subiect și să ne punem cu toții întrebarea, oare ne chinăm noi cu adevărat Domnului? Este El mulțumit de modul nostru de închinare în biserică, în familie și în comunitate? Și ce a putea face diferit? Aș vrea să continuăm această discuție cu următoarea întrebare. Cineva a făcut următoarea afirmație. Nota do din muzica rock este aceeași cu nota do din muzica clasică. Ce ziceți despre acest lucru? Da, voi răspunde imediat la această foarte importantă întrebare. Înainte de asta însă, ați făcut o precizare foarte importantă mai devreme. Ne închinăm noi cu adevărat Domnului în bisericile noastre? Domnul Iisus spune despre adevărați închinători sunt cei care se închină în duh și în adevăr. Și în adevăr. Adică există în muzică și în închinare ungere divină și ungere demonică. Închinarea satanică înseamnă cântăm sentimente, închinarea duhovnicească înseamnă cântăm doctrine. Adică ne închinăm în duh cu o pasiune, cu un foc interior minunat, dar nu oricum, ci neapărat în adevărul binecuvântat al Sfintelor Scripturi. Spuneam mai devreme despre învățăturile false care creează lepădarea de credință și despre faptul că sunt tot mai mulți și pastori și predicatori și învățători și proroci mincinoși care prin învățăturile false pe care le răspândesc în biserică și în afara bisericii creează lepădarea de credință. Una din aceste învățături, de exemplu, spune, acum Iisus este viu și El nu mai are cruce. Și suntem îndemnați mai multe evlavie și mai multe evlavie, dar fără Dumnezeu și fără Duhul Sfânt. Și așa am transformat bisericile în săl de spectacole, în cluburi și unele de-a dreptul în discoteci. Mai zic o dată, Duhul spune lămurit că unii se vor lepăda de credință și se vor alipi de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Asta e o învățătură foarte subtilă. Iisus este viu, dar El și crucea nu pot fi desfărțiți niciodată. El și crucea rămân una pentru totdeauna. Nimeni nu poate fi ucenic al Domnului Iisus fără crucea Domnului Iisus. Domnul Iisus spune, mai întâi ucenicilor le-a spus, mai întâi zice, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, nu mai suntem noi importanți. Dumnezeu este important, cuvântul Domnului, închinarea, semenii sunt important și să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Deci, Domnul Iisus și crucea sunt una pentru totdeauna. După înviere, le-a arătat ucenicilor mâinile și coasta sa.
cu asta se identific. Apostolul Pavel zice, n-am voie să știu în mijlocul vostru nimic altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Și tot el zice, noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit. Despre cina Domnului zice, ori de câte ori faceți lucrul acesta, pomeniți moartea lui, nu zice și învierea lui, pentru că jertfa Domnului Iisus este temeiul mântuirii noastre. Iar Apostolul Pavel zice, departe mine de gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos Iisus, prin care lumea a fost răstignită față de lume și eu față de lume. Există două autorități, lumea și împărăția lui Dumnezeu. Valori diferite, culturi diferite și principii diferite. Numai crucea lui Hristos separă apele sau lucrurile. Și numai prin crucea lui Hristos eu pot fi răstignit față de valorile lumii care amăgesc și care distrug și pot fi viu față de valorile împărăției lui Dumnezeu care împlinesc în chip minunat destinul omului, adică dau viață și împlinire, fericire și pe pământ, apoi și în eternitate. Deci este o învățătură din calea afară de subtilă pe care am întâlnit-o în foarte multe biserici și sunt mulți din slujitorii care o propovăduiesc și care pur și simplu cred în învățătura aceasta că ar fi adevărat. Mai mult decât atât, despre muzica rock și despre influențele ei, spuneți despre cineva care a făcut această afirmație, că muzica, nota do din muzica rock este aceeași cu nota do din muzica clasică, este o afirmație absolut irresponsabilă și este o afirmație condamnabilă și este o afirmație sinistră. Muzica rock sau partidul muzicii rock, să zic așa, este cel mai răspândit partid din lume, peste tot, în toate religiile și în toate culturile, a pătruns și pătrunde cu energie extraordinară, are cei mai mulți adepți, cei mai mulți membri, cei mai mulți cotizanți, oameni care participă tot timpul la toate concertele pe stadioane, în săli, în locuri publice și plătesc bani serioși pentru a participa la aceste și partidul ăsta politic care se numește religia sau muzica rock și derivatele ei promovează tot timpul niște mesaje foarte clare pe toate planurile și în planul răzvrătirii, în planul trăirilor cu violență, cu sexualitate, cu drog, cu alcool, cu anarhie și altele de felul acesta. Foarte interesant faptul că în mediile musulmane muzica rock este interzisă cu desăvârșire și cei care sunt prinși că ar asculta și s-ar hrăni cu muzica aceasta rock sunt pedepsiți foarte grav, uneori sunt și pedepse extreme. În vremea comunismului, care n-a dispărut cum gândesc unii, ci din potrivă acum este mai întărit ca niciodată înainte, unul din mai mari conducători ai Partidului Comunist din fosta Uniune Sovietică, între altele, a spus așa. Îi distruge pe occidentali, nu cu tancuri, nu cu avioane și nu cu mitraliere, îi distrugem cu muzică rock, cu droguri, cu alcool, cu pornografie și cu ocultism. Și este un amestec foarte greu de biruit, spunea omul acesta cu înțelepciune și cu inspirație satanic. Despre muzica rock și despre efectele muzicii rock. Este cunoscut în lumea întreagă faptul că Elvis Presley, care a fost născut în biserică și crescut în biserică și a cântat în biserică și în corul bisericii, numit regele rock'n'roll-ului, a murit în condițiile teribile în care a murit, doborât și de droguri și de alcool și de depresie și de medicamentele pe care le lua cu pumnul și așa mai departe. După aceea, Michael Jackson a murit în condiții similare, el, regele popului, cel care a revoluționat, într-un fel, chitara solo în muzica rock, Jimi Hendrix a murit
tot așa de la o supradoză de drog, alcool și cu toate grozăviile, după aceea o altă cântăreață renumită Janis Joplin, un alt cântăreț renumit, faimos în muzica rock, conducătorul trupei britanice Queen, Freddie Mercury, a murit prin sinucidere. Bolnav fiind de sida, s-a împușcat, ziarele au mințit spunând că a murit liniștit în patul lui. Dar ce este interesant, a lăsat un bilet și în biletul acela a scris următoarele cuvinte foarte importante. Am avut milioane de fani, iar acum mor singur. N-am cunoscut niciodată dragostea continuă. Dragostea continuă care este Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care a venit din cer pe pământ să ne caute și să ne mântuiască, să ne mântuiască și de această nemaipomenită tragedie și de această nemaipomenită amăgire care este așa numitul rock creștin. Cum mi-ar sta mie să spun alcool creștin, drog creștin, desfrâu creștin, crimă creștină și așa mai departe. Asta înseamnă nota do din muzica rock, că ar fi aceeași cu nota do din muzica clasică. Și acum, ca să fiu cumva și mai convingător pentru cei cu urechi de auzit și pentru cei cu inimă de primit. Pastorul von Umbrandt are o meditație foarte importantă, meditația cu numărul 283 din volumele Drumul spre culmi, meditație care are drept referință biblică, citatul din Marcu 14 cu 26. Au cântat cântările de laudă. Fii atent la muzica pe care o asculți. Muzica rock poate fi ucigătoare. Și este o emisiune foarte importantă, având în vedere că foarte mulți în bisericile noastre sunt dependenți de muzică. Spunea cineva într-un grup de tineri, eu ascult muzică tot timpul, și când îmi fac lecțiile, și când mănânc, și când mă duc la școală, și când vin de la școală, tot timpul, cu căștile pe urechi. Revelația lui Dumnezeu nu constă numai în litere. Biblia ebraică conținea și semne muzicale. Ea a fost destinată citirii și intonării pe o anumită melodie. Unul și același cuvânt poate avea înțelesuri diferite în funcție de diapazonul la care e cântat. Numai împreună cu melodia ei, Biblia conține întreaga revelație a lui Dumnezeu. Există bucăți muzicale capabile să ruineze vieți, familii și biserici. Înțelegerea dintre două generații devine imposibilă dacă reprezentanții lor ascultă genuri de muzică contrarii unul altuia. Multe păcate câștigă astfel teren în sufletele noastre. De aceea creștinii trebuie să fie conștienți de înșelăciunea muzicii. Iisus a dus în Ghețimani cântând, acordează-te cu el, cântă numai muzica plăcută lui Dumnezeu. Eram în 1994 la Sibiu, la Casa de Cultură cu pastorul Bonumran, două seri de evangelizare și s-a nimerit să fie și un grup de creștini americani veniți în România la Sibiu exact în perioada aceea. Și pastorul care conducea slujba s-a considerat cumva obligat să-i poftească și pe americanii ăștia să cânte și ei ceva. Și au cântat și ei cum au cântat, Danga Balanga, Danga Balanga. Și pastorul Umbrandt, care era lângă mine foarte furios, m-a întrebat, cine i-a invitat pe oamenii aceștia să cânte în locul acesta? Trebuie să vă țineți departe ca de șarpe de astfel de oameni și de astfel de manifestări. Acum vreau să fac o precizare, o paranteză foarte importantă. Dacă niște tineri se nasc într-o familie și după aceea cresc într-o biserică în care se practică mereu și mereu modul acesta de închinare, ei cred că ăsta este modul natural și necesar de închinare plăcut lui Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu. Trebuie să avem foarte multă înțelegere. Este ca și cum am spune despre
un copil care s-a născut la Londra într-o familie de englezi, odată ajuns la adolescență, să-l certăm, să-l criticăm că nu vorbește limba arabă. Mă întorc. Iarăși cuvântul Domnului zice, vorbiți între voi cu psalm și cu cântări de laud. Și după aceea zice, cântări duhovnicești. Și zice să cântăm din toată inima Domnului. Am întrebat în multe locuri și pastori și am întrebat și tineri deopotrivă, dacă ar fi să ajungem mâine în închisoare sau în lagăre pentru credință, pentru Domnul Iisus, cu ce fel de cântări credeți că ne-am hrănit noi sufletele? Cu cântările astea, cu gălăgia asta mare și nemaipomenită? Sau cu cântările pe care le-am primit de-a lungul sutelor de ani prin Duhul Sfânt și aici în America și în Europa și în România deopotrivă? Să vă mai spun iarăși o experiență foarte importantă și altă experiență și altă experiență. Eram aici în America vreo 15 ani în urmă, într-o duminică seara, într-o biserică, într-un oraș, și vreme de o oră și 45 de minute cu pastorul în frunte, așa zisă laudă și închinare, niște cântări cu un zgomot și cu un ritm din care afară de puternic și de săltăreți și cu o gălăgie asurzitoare, oameni în biserici veniți și de la alte biserici, o tulburare mare, am citit mereu pe chipul lor că nu se mai termina gălăgia ca să începem să ascultăm cuvântul Domnului, și când mai erau 15 minute, pastorul în sfârșit se potolește și zice, acum rugăm pe fratele Panican să citească cuvântul Domnului și să ne vorbească din cuvântul Domnului. Mi-a dat Dumnezeu un mare har să fiu foarte liniștit. M-am ridicat, am citit din cuvântul Domnului, am vorbit din cuvântul Domnului 12-14 minute, a venit rugăciunea de la final de mulțumire și asta a fost tot. Frați din biserică foarte tulburați au vrut să-i ceară socoteală pastorului, dar eu i-am liniștit spunându-le să fim recunoscători Domnului și pentru timpul acesta și să fim deplin încredințați că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nici n-am plecat bine de la biserica aceea și primesc un telefon de la o soră, o persoană necunoscută mie, și îmi zice plângând, frate Panican, îi mulțumesc din toată inima Domnului pentru dumneata. Mesajul pe care l-ai avut în această seară la biserică a fost pentru mine în mod deosebit. Și mi-a explicat de ce. Mama mea este la pat de mai multă vreme. Eu nu pot să plec de acasă, că trebuie să o îngrijesc zi și noapte. N-am putut veni la biserică, dar am urmărit mesajul pe care l-ai transmis în această seară și Dumnezeu foarte mult m-a mângâiat, m-a încurajat, m-a îmbărbătat și m-a ridicat, pentru că eram într-o stare de mare descurajare. Cuvântul din seara aceea fusese din 2 Corinteni, capitolul al 4-lea, începând cu versetul 16, 17 și 18, se intitulează Pricinile de încredere. Cuvânt care zice, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Și acum un alt lucru, la fel de important. Joi am fost iarăși în aceeași biserică, joi seara rânduit la slujbă, și același pastor care a făcut ce a făcut duminică seara, joi seara zice, fraților, cântăm cu toată adunarea, cu inimă bună o cântare, după aceea voi citi dintr-un psalm, ne vom ruga cerând binecuvântarea Domnului peste noi, peste locul acesta și peste lucrarea care ne stă înainte, după care voi ruga pe fratele Panican să organizeze dumnealui și să conducă
toată slujba în seara aceasta, cum știe mai bine. Cred că înțeleg telespectatorii noștri ceea ce am vrut să spun și a fost o seară minunată. Am avut și doi oaspeți pastori, unul dintre dânsii care fusese pentru mai mulți ani într-o închisoare din fosta Uniune Sovietică pentru distribuire de Biblie și a fost o seară din care afară de binecuvântat. Deci cam ăsta ar fi răspunsul la această foarte întrebare, foarte importantă întrebare. Ce zic eu despre cel care a făcut această irresponsabilă afirmație cu privire la do din muzica rock și do din muzica clasică? Ne apropiem de finalul emisiunii, dar așa după cum se vede, vom depăși timpul nostru normal. Aș continua cu următoarea întrebare. Ce credeți legat de faptul că în unele biserici, în timpul săptămânii, tinerii și adulții se închină în locuri diferite, în aceeași biserică, în același timp? Da, o altă întrebare foarte importantă și răspunsul scurt și cuprinzător. Este rețeta sigură pentru distrugerea mărturiei creștine din biserica aceea și pentru distrugerea bisericii aceleia. Cum se spunea și mai devreme în meditația pastorului Von Umbran, despre cei care ascultă muzică contrară una celelalte. Îmi spunea un frate chiar săptămânile trecute cum într-o joi s-a dus la biserică și a fost foarte mirat intrând în holul principal al bisericii, să audă o mare gălăgie în partea dreaptă, în sânga sanctuarul unde erau cei adulți la închinare și în partea dreaptă o sală unde se adunau tinerii la închinare în același timp, cum a spus mai devreme, și în aceeași biserică. S-a dus încet, încet, a deschis ușa, era o sală în întuneric, pe scenă erau tot așa reflectoare, stroboscop și niște tineri care cântau foarte, foarte zgomotos și se manifestau în toate felurile, deci chipul veacului acestuia, iar cei din sală, la rândul lor, cântau, se mișcau, fluierau, băteau din palme și altele de felul acesta. Deci este o rețetă sigură. Vă propun să urmărim încă două clipuri și după aceea revenim și vom concluziona emisiunea noastră. Lasă-nu-ți de iubire s-atrag pe toți, Iisuse, că aici e mântuire.
Să mă tragi, să mă tragi după tine. Să mă tragi, o Iisuse, mereu. Să mă tragi, să mă tragi după tine. Să mă tragi chiar și când nu vreau eu. Am revenit în studio astăzi împreună cu profesorul Ioan Panican. Continuăm discuția noastră despre Biserica Apostată. Ne apropiem de finalul emisiunii, dar mai întâi aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Ce credeți că trebuie făcut pentru îndreptarea lucrurilor până nu este prea târziu? Da. Deci trebuie să conștientizăm întâi de toate că avem foarte multe persoane în biserică și slujitori între aceste persoane, persoane nenăscute din nou. Și persoanele acestea nu trebuie reformate, ci transformate. Transformate prin pocăință, adică prin întoarcere la Dumnezeu și la valorile Lui. Spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul al 3-lea, versetele 19 și 20, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele și ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și ca să-L trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, și anume pe Iisus Hristos. Noi vrem toți vremuri de înviorare, mai întâi în inimile noastre, în familiile noastre și în bisericile noastre. Vrem mereu și mereu, cum se spune, treziri spirituale. Trezirile spirituale încep cu fiecare în parte, după aceea în fiecare familie și în felul acesta și în biserică. Mai spun o dată, nu este o teologie oposantă. Este o dezbatere foarte serioasă, pentru că suntem prinși într-un război teribil de gherilă, zi și noapte, pentru sufletele oamenilor, cu consecințe pământești, vremelnice, dar și veșnice. Mi-am adus aminte în timp ce vorbeam despre o altă experiență foarte interesantă într-o biserică din București cu gălăgie mare. În București, tot așa de la an la an, mai multe biserici care promovează stilul acesta de închinare. Vorbeam cu pastorul Bisericii Betania, Marcu Comarița de la București, biserică în care eu m-am născut și în care am primit botezul, și spunea cu o mare durere cum bisericile și din București se aliniază curentul acestuia care nu este nici pe departe duhovnicesc și nici pe departe creștin. Biserica Betania de la București, prin îndurarea Domnului, încă este o biserică la locul ei și se închină Domnului cât mai bine și cât mai frumos cu putință. Și am fost în biserica asta cu gălăgie mare și după ce s-a terminat gălăgia, a venit vremea să vestesc cuvântul Domnului. Și foarte interesant, o liniște absolută de plină. Au ascultat tot cuvântul Domnului și au sorbit fiecare cuvânt. Un pământ secetos, niște suflete cu adevărat flămânde și însetate după neprihănirea lui Dumnezeu. De aia mai spun o dată că sunt lucruri foarte sensibile și foarte delicate. Biserica este mama noastră și noi nu vorbim de rău o mamă când este bolnavă, când este la pat, ci dimpotrivă plângem, postim, ne rugăm și facem orice sacrificiu, orice jertfă pentru ca mama să fie vindecată, să fie sănătoasă, să se ridice și să poată sluji iarăși și familiei și bisericii deopotrivă. Ăsta este motivul pentru care noi am hotărât să facem astăzi, în locul acesta, această emisiune și această dezbatere. Un semnal de alarmă foarte important. Muzica duhovnicească în biserică a avut un rol extrem de important de-a lungul veacurilor.
pentru cei din biserică, dar și pentru cei care veneau din afara bisericii în biserică. Muzica duhovnicească în biserică este un dar al Domnului, care vine prin inspirație divină, care vine de la Duhul Sfânt. Să vă citesc câteva cuvinte în 1 Samuel, în capitolul al doilea, începând cu versetul 23, Eli vorbind fiilor lui: pentru ce faceți astfel de lucru? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voi rele. Nu copii ce aud spunându-se despre voi, nu este bine, voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Atenție, că m-am mirat, ați văzut și în clipul acela, două biserici de la București. Una de rit baptist, alta de rit pentecostal, că nu e nicio deosebire, că de ea spunea fratele acela în descoperire, e vorba despre conducătorii pocăiților, adică vorbim despre confesiunile neoprotestante. În biserică, deci lumina stinsă, și mai apoi pe scenă reflectoare, și oameni maturi, oameni în toată firea care participă la astfel de așa zice zise servicii religioase. Zice, voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Și acum auziți ce spune. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon? Eu l-am ales dintre toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea, în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele misuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Este ca și când ne-ar vorbi nouă astăzi un proroc din partea Domnului cu privire la alegerea pe care a făcut-o Domnul în ceea ce îi privește pe înaintașii noștri și pe părinții noștri în bisericile de odinioară pe care credinți. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele? Darurile mele înțelegând și darurile duhovnicești de închinare prin muzică, prin cuvânt, prin poezie și așa mai departe, care am poruncit să se facă în locașul meu. Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel și așa mai departe. Sunt unii slujitori în biserici care promovează toate aceste forme de închinare pentru că fiii lor și fiicele lor sunt prinse în aceste moduri de manifestare și vezi, Doamne, să nu-i supere, să nu-i intristeze sau să nu-i alunge în felul acesta din biserică. Ce ați văzut mai devreme în clipul acelea? O mărturie excepțională. Niște tineri și niște tinere care cântă foarte frumos undeva la Cluj în piață publică și după aceea pe fratele nostru Cornel Marinău, care este foarte atașat de fratele Niculiță Moldoveanu și de cântările minunate pe care fratele Niculiță le-a primit prin Duhul Sfânt și înainte să meargă în închisoare pentru Domnul, în timpul închisorii a primit 360 de cântări, dar și după închisoare. Sunt cântări duhovnicești care au ungere divină și care au menirea să hrănească în chip minunat sufletul omului. M-am gândit de multe ori, acum mă gândesc că ei, telespectatorii noștri, vor înțelege bine ce vreau eu să spun. Nu este niciun fel de insultă la adresa nimănui. Noi doar tragem un semnal de alarmă și relatăm faptele. Vă dau un exemplu de cântare care se cântă în cultura creștină contemporană cu versuri aparent la locul lor, dar care în realitate sunt niște versuri banale. Zice așa: Doamne, numele ți înalți, Doamne, laudă scânție. Fericit sunt că te am, fericit de a ta chemare. Și refrenul zice: tu ai venit pe pământ să ne salvezi,
sus pe cruce ai murit ca să ne ierți, de pe cruce în mormânt, din mormânt sus la cer, să fii înălțat mereu. Și după aceea o luăm de la cap. Este așa și nu este deloc așa, cum sunt versurile acestei cântări. Domnul n-a venit pe pământ doar să ne salveze, a venit să-și câștige un popor care să fie al lui și care să-i poarte numele. După aceea zice, sus pe cruce ai murit ca să ne ierți, de pe cruce în mormânt, din mormânt sus la cer. Nu este absolut deloc așa. De pe cruce nu s-a dus doar în mormânt, că din mormânt a coborât în locuința morților, ca să vestească Evanghelia celor care erau ținuți în închisoare, în lanțuri și în întuneric, adică să le îmbogățească și lor sufletele ruinate de păcat. După înviere nu s-a înălțat hop-țop la cer, s-a arătat 40 de zile ucenicilor, vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, adică pregătindu-i și antrenându-i într-un mod excepțional și predându-le în felul acesta ștafeta Evangheliei. Cred că mă înțelegeți ce vreau să spun. În bisericile acestea în care se practică această închinare, cultura aceasta așa zis creștină contemporană, predicatorilor, că sunt mai tineri, că sunt mai maturi, pastorilor, mesajele sunt absolut stereotipe, sunt anose, sunt lipsite de substanță, sunt insipide, sunt o înșiruire de vorbi. Și ca să-și mascheze imaturitatea, neputințele sau nenașerea din nou, mai fac cum spuneam mai devreme și fel și fel de gesturi, fel și fel, cu mâinile se mai ridică, mai aleargă și altele de felul acesta. Este un foc străin la oala Domnului și este moartea în oală. Vorbim cu o mare durere, mai spun o dată, cred că vom fi bine înțeleși de toți telespectatorii și mai cu seamă de cei responsabili, adică de slujitorii din Biserica Domnului. Unii sunt doar slujitori în biserică, fără să fie și slujitori ai Domnului în Biserica Domnului. După cum când Domnul Iisus era pe pământ, îi numea pe cei din templul de la Ierusalim, vedetele religioase, îi numea și pui de năpăr și vipere și morminte văruite și nebuni și orbi și așa mai departe, spunându-le cu această mânie sfântă sau durere mare din inimă, voi țineți porțile locuința împărăției cerurilor închise și pentru voi și pentru cei care ar vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci pocăință, 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 întoarcere cu adevărat la Dumnezeu, la adevărurile biblice și trezire până nu iese prea târziu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc frumos pentru acest semnal de alarmă. Sigur că suntem conștienți că unii probabil nu împărtășesc această poziție și o respectăm, dar trebuie în același timp să ne smerim, să ne pocăim, fiecare în dreptul nostru și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească. În concluzie, deci, ce este de făcut până nu este prea târziu? Întâi și întâi de toate spune în Ieremia, în capitolul al 6, versetul 16, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună și zice umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. În cartea prorocului Ieremia de 70 de ori este cuvântul inimă. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea să aibă o foarte, foarte bună legătură cu noi. Ne iubește și ne vrea tot binele și întâi și întâi de toate vrea să dea darul acesta de cea mai mare importantă, care este odihna sufletului. Religia care i-a mântuit pe Avraam, pe David, pe Maria Magdalena, pe Petru, pe Pavel și așa mai departe, singura care ne poate mântui și pe noi într-o vreme ca aceasta. Deci nu trebuie să căutăm alte și alte și alte religii, chipurile și forme moderne sau noi de manifestare. În al doilea rând,
cum spun eu mereu și mereu, să cerem săruitor Domnului darul deosebirii duhurilor cu precădere, slujitorii, dar nu numai dânși, ca să știm în chip lămurit și deslușit, să deosebim binele de rău și să știm ce duh să în spatele unei lucrări și unei persoane. Și când duhul care stă în spatele unei persoane nu este Duhul Domnului, sau duhul care stă în spatele unei lucrări nu este Duhul Domnului, să putem spune lămurit și apăsat în nu acelei persoane și acelei lucrări și să spunem ca fecioarele înțelepte da lucrărilor care sunt duhovnicești, care zidesc, care mângâie, încurajează, aduc pace, bucurii sfinte, împliniri și mântuiesc. Și în cel de-al treilea rând, să nu-L mai ținem pe Domnul Iisus ca un cerșetor afară bătând mereu și mereu în ușă, ci să-L poftim înăuntru și să-I dăm cinstea care îi se cuvine ca Dumnezeu și Mântuitor. După Scriptura care zice, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Întâi de toate, Domnul nu este interesat de ceea ce am face pentru el și pentru lucrarea lui, ci este interesat de relația sau de părtășia noastră, care trebuie să fie neapărat una foarte, foarte, foarte apropiată și foarte caldă și foarte bună și permanent. Ce înseamnă biserica apostată? Înseamnă biserica lepădată de Hristos. Cum se spunea în cuvântul acesta de descoperire, mă leapădă pe mine, mă scot pe mine afară din biserică. Și ce înseamnă apostazia bisericii? Înseamnă lepădarea de credință, care înseamnă lepădarea de Hristos. Deci să luăm foarte, foarte bine aminte și să ne întoarcem cu toată inima la Domnul și la cărările cele vechi. Mulțumesc frumos, Doamne ajută și Doamne dă izbândă! Toate pentru slava Lui și pentru binele dumneavoastră, tuturor celor care ne priviți. Dacă urmăriți aceste emisiuni pe rețele de socializare, vă încurajăm să le răspândiți și să le arătați și altora acest semnal de alarmă pe care îl tragem și care vrem să fie de folos pentru frații și surorile noastre care doresc să se închine în duș și în adevăr, care doresc o apropiere și o maturizare reală de Dumnezeu și să nu fim doar superficial și să ne bucurăm la suprafață de știu eu ce programe sau experiențe sau sentimente pe care le trăim. Cu acest gând ne oprim aici și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Față în Față pe același canal și aceeași oră. La revedere!